horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei, Berbec. O zi plăcută și calmă. Ea este potrivită pentru a finaliza lucrurile începute mai devreme, pentru a rezolva probleme și apoi pentru a te odihni și a petrece timp în compania celor mai apropiați. Este bine să primiți oaspeți, îi poți invita pe cei cu care ești legat de interese comerciale, îți vei arăta partea cea mai bună, vei câștiga încrederea lor. Vor apărea idei bune, veți începe să le implementați anul viitor. Între timp vă puteți gândi la planuri și le puteți discuta cu prietenii. Este posibil să primiți sfaturi utile. Taur. Este dificil să rămâi calm dimineața. Fundalul emoțional este instabil. Puteți reacționa brusc la orice lucruri mărunte. Din fericire, există oameni în apropiere care sunt gata să vă înveselească și să vă susțină, oferind ajutor dacă aveți nevoie. Vechii cunoscuți vă bucură. Au nu numai cuvinte amabile pentru tine, ci și vești bune. În timp, impactul tendințelor pozitive va deveni și mai puternic. După amiază va exista posibilitatea de a face ceva interesant sau de a finaliza cu succes un proiect la care ați lucrat mult timp. Victoriile tale nu vor trece neobservate. Gemeni. Aruncând într-o parte îndoielile și grijile și concentrându-vă pe cele mai importante obiective, puteți obține rezultate strălucitoare. Este mai bine să te bazezi pe forța ta proprie, deoarece sprijinul aliaților și partenerilor va fi destul de simbolic. Cu toate acestea, veți fi încântați să știți că aveți aliați oameni care gândesc la fel. Încercați să nu vă gândiți prea mult la greșelile pe care le-ați făcut în trecut. Mai bine să vă concentrați asupra viitorului. După amiaza, vă va încânta cu un eveniment familial plăcut sau vești bune importante pentru dumneavoastră și cei dragi. Rac. O zi propice în multe privințe. Problemele familiare vor rămâne în trecut datorită răbdării, delicateții, tactului tău. Respect sentimentele altora. Încerci să nu răniești pe nimeni, iar cei dragi îți urmează exemplul. Pot exista invitații neașteptate pe care le veți accepta cu plăcere. Va exista șansa de a vizita locuri interesante. Puteți avea succes în afaceri. Experiența de mai devreme te ajută des. Datorită ei, este posibil să eviți greșelile, să găsești cea mai scurtă cale către obiectiv. După amiaza promite încasări în numerar. Returnarea datoriilor vechi este posibilă. Leu. Această zi este potrivită pentru a vorbi despre afacere, pentru a discuta probleme legate de cooperare pe termen lung, pentru a începe proiecte de afaceri comune. Intuiția și inventivitatea ajută la obținerea succesului în multe domenii. Va exista șansa de a rezolva întrebările asupra cărora încerci să te descurci de mult timp de a învăța ceva util. Vestea bună este probabilă. Este posibil să nu te vizeze personal, ci pe cineva apropiat, dar în orice caz vei fi foarte fericit. Seara promite un fel de surprize financiare, de exemplu, încasări de numerar din surse neașteptate. Fecioară. O zi de bun augur care va aduce o mulțime de emoții pozitive. Se preconizează schimbări în bine în sfera profesională. Este posibil să primiți, deși neoficial, propuneri de afaceri pe care nu veți dori să le refuzați. Chiar și oamenii care sunt de obicei sceptici cred în succesul întreprinderilor voastre. Este posibil începutul unei relații romantice. Vor fi foarte strălucitoare și vă vor da o mulțime de emoții pozitive. Ascultă ce îți spune inima. Datorită impulsurilor oferite, te vei simți cu adevărat fericit. Balanță. Zi propice. Puteți face planuri pentru viitor, discuta aspecte legate de muncă sau afacerea voastră, dezvoltarea carierei. Este posibil să vedeți oportunități pe care nu le-ați observat până acum. Multe probleme care nu au putut fi rezolvate înainte pot fi rezolvate astăzi datorită persistenței pe care o demonstrați. După amiază vă va încânta cu surprize romantice. Este momentul potrivit pentru a vă întâlni cu persoana iubită, pentru a purta o conversație sinceră despre ceea ce este important pentru amândoi. Poate că veți afla ceva foarte plăcut. Scorpion. Nu este o zi ușoară. Sunt posibile certuri și dezacorduri. Uneori nu vă va fi ușor să vă apărați punctul de vedere. Veți avea nevoie de răbdare pentru a-i convinge pe ceilalți că aveți dreptate.
Petreceți mult timp în conversații, dar acestea nu pot fi numite complet inutile. Dacă ești atent, vei auzi ceva important. Este o zi bună pentru a termina lucrurile pe care le-ai început mai devreme. Va exista șansa de a găsi răspunsuri la multe întrebări care v-au îngrijorat atât personal cât și pe cei dragi. După amiază sunt posibile vizite neașteptate, întâlniri cu oameni care au sosit de departe. Săgetător. La începutul zilei este important să nu vă grăbiți, să luați decizii sau acțiuni. Ai tendința să-ți supraestimezi puterea. Merită să ascultați opiniile oamenilor care privesc lucrurile mai realist. Nu refuzați ajutorul oferit de vechii cunoscuți. Nu va fi deprisos. După amiaza, va fi mult mai bună decât prima jumătate a zilei. Este generoasă cu noi oportunități. Oferă șansa de a reuși în multe lucruri. Este posibil să înțelegeți cum să finalizați o sarcină la care nu ați fost capabil să faceți față anterior sau să găsiți răspunsuri la mai multe întrebări importante simultan. Capricorn. O zi bună pentru relaxare, întâlniri prietenoase, niște distracții simple. Din punctul de vedere al lucrurilor utile, aceasta nu este cea mai bună zi. Uneori este dificil să se ia decizii bine gândite, să se stabilească priorități. Merită să faceți ceea ce vă este cunoscut și obișnuit. Astfel veți obosi mai puțin și nu veți face greșeli. Seara te va încânta cu întâlniri plăcute, îți va oferi posibilitatea de a comunica cu persoanele pe care le-ai ratat în ultima vreme. Acesta este momentul potrivit pentru a reconstrui vechile legături, pentru a încerca să schimbi ceva în relațiile personale. Vărsător. Cu greu te poți aștepta la prea mult în această zi. Succesul este probabil să fie moderat, dar vă puteți apropia de atingerea obiectivelor importante, vă puteți întări poziția, scăpa de ceea ce v-a împiedicat să mergeți mai departe. Nu vă grăbiți, nu este nevoie de acest lucru acum. Va fi util să meditați calm și să analizați evenimentele din trecut. Este posibil să observați câteva regularități la care nu ați fost atenți înainte. Cei dragi te vor încânta cu surprize plăcute, vești bune sau cadouri neașteptate. Pești. Puteți avea succes în multe lucruri. Acceptați idei bune din mers, ajutați oamenii care sunt ocupați cu ceva important. Cunoștințe neobișnuite, întâlniri pe care le veți aminti mult timp sunt probabile. Este posibil ca astăzi să găsiți cei mai de încredere aliați, prieteni buni. Poate începe o relație romantică, dar nu se va dezvolta atât de repede pe cât ați dori. Mai bine să nu grăbiți lucrurile. Timpul funcționează acum pentru tine. Ascultă-te pe sine. Încearcă să te descurci în sentimentele care te copleșesc. Horoscop zilnic.